vizitat micii suporteri, cum v-ați simțit? Da, ne simțim foarte bine când îi întâlnim pe prietenii noștri de la Casa Speranța. Suntem fericiți că le-am adus o bucurie. Ai frumos să vedeți. Da, ne bucurăm că îi facem fericiți. Vă uitați astfel de momente la moral, nu înaintea startului sezonului? Normal. Te simți foarte bine când vezi acești copii că zâmbesc. Ai văzut ce mesaje au avut copiii pentru voi? Ce v-au transmis? Da, am văzut tricourile astea frumoase. Și o surpriză pentru noi. Da, ne dorim. Sperăm să readucem această bucurie la sfârșit. Tu cum erai la vârsta lor? Ai fost un copil cu minte? Nu știu, să întreb pe mama. Era mai mult cu mingea. Ai spart ceva prin casă, ți-aduce aminte? A, da, 100%. Și pe la bloc am spart. Visai și tu să primești autografe de la jucătorii Stelei? Da. Eram fan Steaua, am și venit de câteva ori la câteva meciuri de la Pitești, m-a adus tatăl meu. Te luai și autograf? Nu am reușit să iau autograf. Dar de la cine ți-ai fi dorit să iei atunci? Da, îmi plăceau toți, și Dică, Rădoi, toată echipa îmi plăcea. Și când a fost primul moment când ai întâlnit pe cineva cunoscut din fotbal, important, un moment care te-a marcat? Prima dată pe domnul Dobrin l-am întâlnit la Pitești. A venit acolo unde mă antrenam eu. Și a văzut talentul din tine? Ți-a transmis un mesaj de atunci? Nu știu, nu am vorbit cu el personal, doar l-am văzut la 2 metri de mine. Probabil că l-a văzut. Dar Florin, aveai vreo materie preferată? Da, matematică. Matematică? Toată lumea se plânge de matematică. Mie îmi plăcea matematica, româna nu prea.